Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Leu, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi. Luna, ianuarie 2022. Uite, așa îmi place mie să zic, că rimează și sună bine. Să vedem despre ce este vorba și o să începem cu arcanele majore, să vedem care este arcana care urmează să vă reprezinte în luna ianuarie. Și avem arcana stelei, care vorbește, bineînțeles, despre vindecare sau faptul că unii dintre voi veți străluci ca o stea în această lună ianuarie, că eram să zic decembrie, că am rămas eu cu steluțele așa în minte. O lună frumoasă în care unora dintre voi vi se dă ocazia să ajungeți la steaua voastră, vi se dă ocazia să străluciți, să fiți văzuți. Asta mi se spune, pregătiți-vă unii dintre voi chiar să fiți văzuți. Dacă aveți probleme cu chestia asta, rezolvați-le cât mai repede, că veți fi unii dintre voi așa în lumina reflectoarelor. Haideți să mergem mai departe și să vedem o semnătură energetică a acestei luni pentru dragii mei lei care vor străluci precum o stea. Dați-vă voie să străluciți. Ia să vedem despre ce este vorba. Ia câtă creativitatea, păi da, ai văzut, lasă această creativitate care oricum vine cumva să, ca și element dominant al lunii ianuarie, să se exprime și este creativitate din abundență și unii dintre voi care veți urma această cale a creativității, poate vorbi și despre un parteneriat acolo, ia că te va aduce succes, vă va aduce recunoaștere, vă va pune sus acolo să fie munca voastră, creativitatea voastră văzută de toată lumea. Haideți să mergem și mai departe și să vedem mesaje din partea Doamnei Lună, cu ce mesaje vrea să vină către voi. Your commitment is being tested. Începem cu asta. Angajamentul tău față de ceva sau față de cineva va fi pus la încercare și vedem, vine și vidul lunii și spune că nimic bun nu va ieși dintr-o anumită situație. Ia vezi tu, mi se spune acum, cui anume îi ești fidel, cui anume îi ești dedicat, ești dedicat visurilor tale, ești dedicat fricilor tale sau nu? Și spune, hold your vision, nu renunța la visul tău, dar, scuzați-mă puțin, nu renunța la visul tău, dar gândește-te foarte bine încotro vrei să mergi. Gândește-te foarte bine dacă tu ești dedicat acelei părți, poate creative din tine, de ce nu, dacă tot a apărut, ești dedicat visului tău sau nu, nu renunța totuși la visul tău. Și dacă observi că ești într-o zonă care nu ți este pe plac, într-o zonă care te solicită poate mai mult sau care îți blochează, mi se spune, creativitatea, atunci îți spune, ești de acolo pentru că oricât ai insista, nu va ieși nimic bun de acolo. Ce anume mai ai de eliminat? What else do you need to release? Este ceva ce mai ai tu de eliminat din credințele tale, din jurul tău și așa mai departe, pentru că simt unii dintre voi sunteți într-o situație, poate într-un loc de muncă sau într-un parteneriat sau într-o relație care nu mai este potrivită pentru voi. Nimic bun nu va ieși de acolo, nu mai insistați. Voi sunteți făcuți să străluciți, voi sunteți făcuți să mergeți acolo către succes, dar unii dintre voi vă încăpățânați să stați în anumite situații care nu vă servesc de niciun fel. Și să vedem mai departe ce alte mesaje vor să vină. Ce să zici, ce să vezi, este luna în berbec și îți spune să ai curajul să-ți dai voie să te transformi. Pentru că tu te ții și nu va ieși nimic bun din asta, cu toate că, mă rog, da, metaforic vorbind, nu va ieși nimic bun din asta, tu te ții în zona asta de cocon, te ții în zona asta limitativă și nu-ți dai voie să te transformi dintr-un motiv sau altul, tu știi mai bine de ce. Believe in yourself, îți spune, crede în tine, dă-ți voie să mori și să renaști, pentru că tu, așa cum am spus, trebuie să ajungi foarte, foarte sus pentru unii dintre voi și nu vă dați voie să faceți lucrul acesta. Poftim, New Direction este eclipsa în Capricorn și vă zice clar că unii dintre voi veți schimba direcția când vine vorba de jobul vostru, când vine vorba de activitatea pe care o faceți. Poate în unii dintre voi zace un talent de ăsta extraordinar și l-ați ținut acolo încapsulat în coconul acela pentru că aveți facturi de plătit, pentru că n-aveți încredere în voi, pentru că și așa mai departe. Vi se dă ocazia unora dintre voi să scoateți la suprafață această
parte, să scoateți la suprafață acest talent care vă va duce, așa cum am spus, foarte, foarte sus. Ce îmi place că pe această carte cu Eclipsa în Capricorn spune de reevaluarea succesului. Unii dintre voi vă veți gândi ce anume înseamnă succesul pentru mine cu adevărat, că până acum s-ar putea să fi avut o definiție. O definiție, vreau să zic greșită, dar nu există bun, mă rog, greșit sau negreșit. O definiție care nu vă mai servește. Poate pentru unii dintre voi până acum succesul reprezenta, nu știu, să aveți nu știu ce sumă de bani și așa mai departe, acum reprezintă să faci lucrurile din pasiune și să fii văzut pentru adevăratul tău talent și așa mai departe. Este o chestie la care vă veți gândi și asta, răspunsul la care veți ajunge, va atrage aceste noi începuturi în viața voastră. Și mai vedem și soarele în rac, următorul mesaj, și spune că unii dintre voi veți fi mai apropiați poate de familia voastră în această perioadă sau vă veți gândi poate mai mult, veți fi mai atrași de ideea de familie și poate veți face ceva în privința asta și veți fi mai aproape de cei dragi vouă. Și vedem și soarele în săgetător și îmi place pentru că el vorbește despre aventură, vorbește despre a-ți da voie să mergi pe acele teritorii necunoscute, pentru că te vor duce la soare, te vor duce la reușită, dar îți dai voie să mori și să renaști, ai curajul și ai încrederea necesară în tine să faci lucrurile acestea și vedem, iată, colaborările. Eclipsa în berbec, da, și vorbește scuze, despre noi colaborări, vorbește despre teamwork, da, despre a lucra în echipă, dar dintr-o perspectivă cu totul nouă, fie sunt colaborări cu totul și cu totul noi cu persoane, da, care prezintă aceleași interese sau au aceleași viziuni pe care le aveți și voi și din această colaborare vor ieși lucruri foarte frumoase, că, repet, unii dintre voi stați într-o zonă care nu vă reprezintă sau nu vă mai reprezintă și pur și simplu vă limitează și, clar, nu va ieși nimic bun din acea situație, din acea zonă în care stați. Și să mergem mai departe și să vedem și Osho cu ce mesaje vrea să vină. Iată, vindecarea inimii, vindecarea emoțiilor. Vindecați emoțiile, dragii mei, și în primul rând iubirea de sine și încrederea în voi și vedem înțelegerea. În momentul în care veți înțelege cu adevărat ce este în inima voastră, în sufletul vostru, care este pasiunea voastră, vă veți elibera de acele gratii, coconul pe care l-am văzut mai devreme și vă veți da voie să zburați. Iată, îmi arată aceste păsări care o așteaptă și pe aceasta. E ca și cum aceste persoane potrivite pentru voi, aceste persoane cu care urmează unii dintre voi să intrați în colaborare, parcă vă așteaptă, da? Vă așteaptă să vă dați seama care e drumul potrivit pentru voi, să vă dați seama de talentul vostru și de potențialul vostru și vedem noua viziune, da? Veți vedea unii dintre voi lucrurile altfel, vă veți percepe pe voi altfel, veți înțelege succesul altfel și atunci se creează, se manifestă aceste noi colaborări și noi direcții când vine vorba de activitatea voastră. Și vedem și temperanța, integrarea se numește aici, faptul că veți integra, da, acele părți pe care, mă rog, n-ați vrut să le vedeți la voi și să ajunge la acel echilibru. Dar la fel ne spune că pentru unii dintre voi, sau mă rog, că unii dintre voi, de să punem așa, în această lună veți fi la momentul potrivit, în locul potrivit și veți întâlni persoanele potrivite, pentru că așa a venit momentul să se întâmple. Și vedem clipă de clipă, da, bucură-te! Bucură-te de tine și dă-ți voie să te bucuri clipă de clipă de absolut tot ce se întâmplă în viața ta. Ce-mi place, da, la această carte de clipă de clipă, este că îmi spune unii dintre voi, în momentul în care veți ajunge să faceți din pasiunea anumite lucruri, vă veți bucura în fiecare clipă, în fiecare moment de munca voastră, de rezultatele voastre și asta va face toată diferența din lume. Pentru că, ce v-am spus, stați într-o zonă de stres, iată cartea stresului, cât de diferită este de clipă de clipă. În momentul de față stați la jobul, mă rog, sau în colaborarea în care sunteți, care nu este pentru voi, nu face decât să vă producă stres și anxietate și așa mai departe, pentru că sufletul vostru nu se bucură de, în totalitate cel puțin, de ceea ce face acolo, clar nu este pentru toată lumea. Și să mai vedem... Ei, ca să vezi, și avem cartea renașterii, iată, vi se dă ocazia să renașteți și următoarea carte este nouă de cupe, ei se numește Elena.
Nouă decupe cartea dorințelor împlinite, păi așa vei ajunge, dragul meu, dacă îți dai voie să renaști, dacă îți dai voie să mori ca să renaști, că renașterea asta vine după o moarte, categoric. Și am văzut-o acolo, transformarea din acel cocon în fluturele la frumos care sunteți voi cu adevărat. Și să vedem și Cupid Deck ce mesaje vrea să vă aducă pentru luna ianuarie, ce s-a întors la loc. Da, 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 iată-te, despair, disperarea, cartea cu numărul 5. Stați linișiți pentru că 5 înseamnă schimbare. Dacă sunteți așa deprimați, dacă sunteți disperați și așa mai departe, lucrurile se îndreaptă, lucrurile se schimbă, da? În momentul în care veți realiza ce anume vă doriți să faceți cu adevărat și veți mai avea și curajul să mergeți într-acolo. Poverty, sărăcia, notul ai, Doamne, dar îmi spune, se încheie, da, avem schimbarea numărul 5 și 37, care este 10 și ne spune că pentru unii dintre voi se schimbă această situație. Dacă vă făceați probleme, ia că message of concern, mesaj de îngrijorare, dacă vă făceați probleme, că nu o să se mai găsească nimic pentru voi, că v-a dat afară de la muncă, că nu știu ce Dumnezeu s-a mai întâmplat, vine această sucire, vine această schimbare pe care o vedem și noi, oportunități vin către voi. Aveți sau nu curajul să mergeți acolo, e treaba voastră. Și vedem cartea căsătoriei, numărul 3, care vorbește despre colaborare și o colaborare frumoasă pe termen lung de data asta. Așa că dacă luna ianuarie vă zice cineva, hai la revedere că am făcut restructurări sau nu știu ce, stai liniștit, că ce vine către tine... Nici măcar nu se compară cu locul în care ai fost, da, și veți primi această invitație la colaborare, la căsătorie. Mie căsătorie este colaborare, așa cum am zis, pe termen lung pentru voi. Și vedem și semnarea aceasta de acte, de noi contracte. No, bine, și să mergem mai departe. Poftim la rădăcina primului pachet de tarot, moving on. A merge mai departe, a lăsat umbra aceasta în spate. A lăsat această perioadă de disperare, această perioadă de, mă rog, mai grea pentru unii dintre voi. Dintr-un motiv sau altul, o lăsați în spate și vă dați voie să mergeți către lumină, către soare. Ia să vedem. Da, 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 vești, vești vin către voi, triumf și succes. Se lămurește poate o situație pentru unii dintre voi care așteptați un răspuns, vine răspunsul, da? Ați avut suficientă răbdare, iată-te, ceva se întâmplă și se lămurește la momentul potrivit. Foarte bine să se lămurească, pentru că văd unii dintre voi sunteți puțin supărați acolo. Și vedem și cartea voastră, cartea forței, cartea leului. Dă-ți voie, dragul meu, să scoți leul ăla la suprafață, pentru că ia uite, ia uite gândurile tale, fricile tale, nouă de săbi, suferința în tăcere. Pentru unii dintre voi, repet, este o situație apăsătoare, este ceva ce vă macină acolo, nu știu. Dar vedem clar că se lămurește, vedem clar că se termină, se transformă, inclusiv dacă luăm cele două cărți, 9 de săbii și cu asul de săbii, da? Fac 10 de săbii, ceea ce ne arată că se încheie această perioadă de stres mental, că nu poate să fie, mă rog, această perioadă de stres, de îngrijorări, și vedem că ceva ce îți place cu adevărat sau poate să fie pentru unii dintre voi o nouă iubire apare la orizont. Că poate unii dintre voi, dragii mei, sufereați pentru că erați singuri, sufereați pentru că vă simțeați așa, abandonați. Și atunci, ce să vezi, apare o scrisoare, da? Apare o comunicare, ce-o fie acolo, care vă poate duce către ceva foarte, foarte frumos. Și când vine vorba despre iubire, of, câtă dezamăgire, Doamne, Doamne. Patrul acesta de cupe, cartea asta de dezamăgire și cartea aceasta de a te simți deconectat de tot și toate. Ei, cred că pentru unii dintre voi, când vă veți aștepta mai puțin în luna ianuarie, lucrurile vor lua o întorsătură destul de interesantă, poftim și doiul de cupe. Așa cum v-am spus, unii dintre voi sufereați din cauza amorului. Lăsați că amorul vine și s-ar putea să fie o persoană super potrivită pentru voi, dar să fie scris în stele, să vă întâlniți cu această persoană. Foarte interesant. Da, poftim și ia că dăm și cartea triumfului și a succesului, carul. Faptul că voi veți merge mai departe către victorie și succes, dacă alegeți să faceți lucrul acesta, să ne înțelegem, sau cineva călătorește către voi, vă anunță că vine către voi, nu știu dacă are legătură cu justiția sau nu această persoană, sau mă rog, cu uniformă de stat, sau poate fi cineva în rac cu ascendent Venus, lună, nodul nord în rac, sau poate fi cineva în zodie de apă, da, nu contează.
O să vedeți voi de la caz la caz, pentru că, na, ce să vezi, este doar o citire generală și vedem 9 de monede și 6 de cupe. S-ar putea pentru unii dintre voi cineva din... cineva din trecutul vostru, nu neapărat să fi fost într-o relație cu această persoană, s-ar putea să reapară, ni se spune, în viața voastră, da? Să reapară în realitatea voastră, poate chiar pe unii dintre voi să vă invite undeva să ieșiți, da? Cine știe, și vine către voi, să aveți o surpriză de asta plăcută, dar nu vă așteptați la ea. Bun, și vedem nouă asta de monede, așa cum am spus, dragii mei, care vorbește despre antreprenoriat. Poate unii dintre voi vă gândiți să faceți ceva cu acea creativitate, să faceți ceva cu acel talent al vostru și dacă vă dați voie să faceți lucrul ăsta, veți culege roadele și nu sunt puține deloc. Și să vedem mai departe, ia să vedem ce avem noi aici, este regele de bâte, ia cătă, regele de bâte este cineva în zodie de foc cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în zodie de foc. Poate această persoană vine către voi, poate este energia voastră. Ce vă mai spune cu această carte este să aveți curajul, să aveți ambiția și determinarea să ieșiți din colcăiala asta de șerpi și să mergeți pe drumul vostru. Poate pentru unii dintre voi reprezintă faptul că veți ieși dintr-o colaborare sau un job în care ați lucrat pentru altcineva și să mergeți pe cont propriu, așa cum am văzut aici cu 9 de monede. Haideți să vedem. Ia să vedem și lămuririle. Și avem empowerment, iată puterea, o veste care vine către voi, vine și vă dă acea forță, vine și vă dă acea putere, încredere în voi cumva de a merge mai departe, pentru că unii dintre voi, repet, parcă nu mai vedeați nici luminița aceea de la capătul tunelului și ceva se schimbă, ceva se transformă. Vine această comunicare sau această veste și vă dă din nou acea speranță. Pentru unii dintre voi are legătură cu justiția, fără doar și poate, vedem regele de săbii aici, este un răspuns, o clarificare, o soluționare pe care ați așteptat-o îndelung. Și nu știu, poate depindea ceva important de ea, uite că vine, uite, se rezolvă. Uite și cartea turnului, tu l-ai, Doamne. Ceva, o răsturnare, dar este, simt că această răsturnare este în interiorul vostru, ceva se schimbă acolo, ceva profund. Nu știu de ce, nu știu cum, dar este înspre bine, pentru că această răsturnare de situație vă face pe voi să vedeți lucrurile altfel, mi-arată acea nouă viziune. Și uite și zecele de bâte. Ce se întâmplă în interiorul vostru este această schimbare de perspectivă în care unii dintre voi veți vedea clar că nu mai are niciun rost să cărați ghioagele astea acolo în vârful muntelui ca altcineva să se încălzească cu focul. Și o să spuneți, ia gata mă, basta până aici, a venit momentul să mă ocup de mine, a venit momentul să fac ceva pentru mine. Și asta nu reprezintă egoism, dragii mei, îmi pare rău dacă vă dezamăgesc cu această informație, aceasta înseamnă dovadă de iubire de sine, punct. Și să vedem mai departe, Wands Man of Swords, ia să vedem despre ce este vorba. Da? Ia cătă 9 de bâte, să ai încredere în tine, să nu renunți la visul tău, să te respecti suficient de mult încât să-ți dai voie să faci acest salt în necunoscut. Să te respecti suficient de mult încât să nu lași fricile acelea, temerile acelea și îndoiala să te țină pe loc. Că mare, mare păcat ar fi, ia cătă vindecarea dată, trebuie să te vindeci. Pentru că noua ala de săbii numai bine nu-ți face acolo la tărtăcuță. Vindecă-te de toată acea negativitate și toate acele lucruri care te țin cumva pe loc. Ai nevoie de acest moment de conștientizare și de vindecare. Ok. Și să le punem părestul la loc, că așa îmi zice. Ok, și iată-te, vedem 7 de cupe. Cartea aceea de confuzie, doar că aici se numește, nu știu dacă există corespondent în limba română, cred că ar fi jelit, moaning, da, mă rog, în fine. Unii dintre voi încă nu vă dați voie să vă deschideți total către o nouă pasiune, fie că e vorba de pasiune de iubire, fie că este vorba de pasiune a face ceva.
Pentru că încă mai tânjiți după ceva din trecut. Sau încă vă mai învinovățiți unii dintre voi pentru ceva ce este de mult apus, ceva ce ar trebui să rămână acolo unde este locul. Ia vedeți voi cum rezonează lucrul ăsta cu voi. Ia, stai că nu pot să iau cartea. Ok. Și ia că te vedem șamanul. Adică magicianul, da, din tarotul clasic, manifesti noi începutul și ce vine către tine, dragul meu, ți-am spus, ar putea să te ia prin surprindere, nici măcar nu te uiți, nici măcar nu te aștepți la lucrul acesta, dar ceva nou se manifestă. Îți spune foarte clar această carte, nu mai sta cu capul în pământ, nu mai sta acolo mic și vai de viața ta, pentru că ești dictea mai șamanul, pentru că ești dictea mai magicianul și ai toate ustensilele necesare pentru a crea viața pe care ți-o dorești. Și să vedem mai sus, ia să vedem, da, și vedem pajul de cupe. Pajul de cupe care vorbește despre o ofertă, vorbește despre o propunere pe care ai să o primești, da? Poate când vine vorba despre iubire, o invitație. No, cine știe, no, cine știe. Și vedem regele de bâte. Poate fi cineva în zodie de foc cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de foc, care vine către tine și vedem The Wheel of Fortune, roata norocului. Ceva se schimbă când pe sectorul iubirii. Cineva vine, hopa, hopa, către tine să întoarcă, da, această roata norocului și zecele de săbii, așa cum spuneam mai devreme, că lași să termină un capitol chinuitor din viața ta. Dar aici mai vine un mesaj. Aici se numește instruction, instruirea. Și vedem și nouă acesta de monede. Gândește-te ce-ți plăcea să faci cândva. Investește în tine, instruiește-te pe cât posibil și oricum ar fi posibil și pune în practică acel vis, pune în practică acel talent, pune în practică chestia care îți plăcea atunci odată să o faci și ai să vezi că nu are de ce să-ți pară rău, ai să vezi că vei avea numai de câștigat, arată lumii cine ești tu cu adevărat, forța, exact, ia că te desteg, forța, forța, scoate acea forță, scoate acea forță din tine. Unii dintre voi, și îmi spune foarte clar, unii dintre voi aveți, pentru că aici îmi vorbește cumva de această vindecare, prin această vindecare mi-arată cumva cartea aceasta a străbunilor. Și cartea străbunilor, dar este ceva ce voi fi ați mai practicat în alte vieți, fie moșteniți pe cale maternă sau paternă, nu-mi dau seama acum, dar este un talent, este o abilitate, faceți ceva și pentru unii dintre voi asta vreau să spun, are legătură cumva cu vindecarea, într-un fel sau altul, poate chiar sunteți, nu, șamani, sau vă trageți dintr-o linie de asta de șamani, cine știe, a fost poate în alte vieți, dar are ceva legătură cu vindecarea pentru unii dintre voi. Da? Teama voastră de a lua o hotărâre, nu vă fie teamă, scoateți forța aceea, scoateți curajul acela la înaintare și o veți vedea clar încotro trebuie să merge și veți vedea clar cine sunteți voi cu adevărat. Și cât de frumos aici, iată că în talerele acestea e aur și o pană, dar sufletul și partea materială. Și de asta ziceam că veți reevalua succesul, veți schimba definiția succesului, ce mai important pentru mine. Ce atârnă mai greu, partea aceasta a aurului sau partea aceasta a sufletului? Și să mergem mai departe și să vedem și de aici alte mesaje care vor să vină către voi, dragii mei lei, pentru luna ianuarie. Da, ia câte s-ar putea să mai aveți ceva de învățat, să mai aveți cumva de investit în propria persoană și veți avea numai de câștigat dacă faceți lucrul acesta. Evenimente și nu evenimente, ocazii, aș spune eu, la care nici măcar nu vă așteptați, vin către voi. Fiți foarte atenți să nu ratați niște ocazii importante. Este o chestie care vă va lua prin surprindere. Voi nici nu credeți că puteți ajunge acolo, vă credeți. Lipsiți de putere, vă credeți, așa cum am văzut cu cartea disperării acolo, legați și de mâini și de picioare, nu am cum să ajung acolo, nu am resursele. Stai tu liniștit, că vine turnul, vine furtuna, se răstoarnă chestiile pe care tu le credeai bătute în cuie și cred că o să-ți zboare ție frânghiile astea și ai să vezi că ți se dă acea libertate pe care tu credeai că nu o ai de a merge mai departe. Foarte interesant, ia uite, contracte, semnare de contracte pentru unii dintre voi, că e contract de iubire, că este contract de parteneriat, este ceva nou și arată foarte bine. Dar, repet, vă ia prin surprindere. Și atunci va trebui să aveți mare încredere în voi, mare încredere în abilitățile voastre, mare încredere în talentul vostru. Și haideți să vedem și de aici.
Nu vrea, nu vrea. Bine, dacă nu vrea, o vrea pasta. Da, uite, răbdarea, răbdarea, răbdarea. Ați avut și simt că ați avut unii dintre voi răbdare și uite, love, pentru că ați avut răbdare, pentru că n-ați ajuns chiar acolo la limita puterilor, vine iubirea către voi și adventures, aventurile. Da, poate este o iubire cu iz de aventură așa, dar dați-vă voie să experimentați lucruri noi, dați-vă voie să ieșiți din zona de confort. Da, mesaje, veți primi niște mesaje importante, poate legate de iubire, dar și mesaje de altă natură, chestii pe care voi le așteptați și care sunt de o importanță mare pentru unii dintre voi. Ia că te vin. Miracles, minunile. Să crezi în minuni, pentru că unii dintre voi veți experimenta lucrul acesta. Și să vedem și mai departe ce alte mesaje vor să mai vină către voi, dragii mei. Lei, ce lună interesantă și pentru voi. Poftim, Soulmates, cartea sufletelor pereche. Așa că dacă sunteți în căutarea iubirii, nu disperați, pentru că vine sufletul pereche și vă va face să vă simțiți acasă. No place like home, nicăieri nu este ca acasă. Așa vă veți simți alături de această persoană. Hopa și ca, hopa și ca, poftim. Da, se termină okay, o perioadă pe care voi o credeați interminabilă. Da, acea sinfonie neterminată se termină. Pentru alții dintre voi, și trebuie să dau mesajul, este cineva care vrea să se întoarcă și se întoarce din trecutul vostru. Și poate acum sunteți sau este pregătită această persoană să fie cu voi, pentru că este între voi o sinfonie neterminată. Că se mai întâmplă și cazuri din acestea, dar când două persoane se despart, se duc și învață lecții prin alte părți, după care sunt pregătite să fie împreună. Și come to the edge, da, da, vei ajunge aici la marginea prăpastiei și va trebui, dacă vrei, nu știu, să ai curajul să faci acel salt. Și dacă faci acel salt, ai văzut că lucrurile arată foarte, foarte bine. Doar frica te poate ține pe loc. Și să vedem și mesajele din partea îngerilor pentru voi, dragii mei. Ia să vedem cu ce mesaje vin îngerii către voi pentru luna ianuarie. Și vine Uriel și îți spune că emoțiile tale se vindecă și pe măsură ce ele se vindecă, tu te deschizi din ce în ce mai mult către iubire. Iar Uriel te ajută să elimini din mintea și din inima ta furia și neiertarea. Lucrează cu Uriel, lucrează pe partea asta și vine și Isaia. Și îți spune că este o lună bună de a da naștere unor noi idei și noi situații în viața ta. Și Isaia va fi alături de tine pe parcursul acestor schimbări. Ești ajutat, ești ghidat. Și vine și Oceana și spune așa, acționează, ești în legătură cu adevărul acestei situații. Tot ceea ce trebuie să faci este să ai încredere în instinctul tău. Ai încredere în acea voce interioară și caresa. Îți spune că ești la finalul unui ciclu karmic din viața ta, roagă îngerii să vină să te aline și să te ghideze către următorul pas. Fericirea te așteaptă. Cât de fain! Și haideți să vedem și din cea unică niște mesaje pentru voi, dragii mei, din Zodia Leu pentru luna ianuarie. Ce scrie aici? Secret. Adică chiar scrie secret, nu că nu vă arăt. Secret, secret, secret. Ce secret, domnule, iese la suprafață? Viața anterioară, ulala! S-a mai fost pentru viața anterioară cu cineva. Ce? Și ia că te scrie vărsător. Poate această persoană este în vărsător sau cu ascendent Venus, lună, nodul nord, în vărsător și joc periculos. Ia vedeți voi ce faceți cu vărsătorul și cu jocul periculos și cu secretul. Poate sunteți cu cineva în vărsător și vă veți da seama că nimic bun nu va ieși de acolo, că sunt niște secrete și un joc periculos. Chiar dacă ați mai fost în altă viață cu acea persoană, să nu fie vreun contract karmic, mi se spune. Mare grijă. Și haideți să vedem, drâncănică, drâncănică, ce mesaj. Atât. Atât. Atât a vrut, atât s-a lipit de mână. Și vine broscuța asta țestoasă, care vorbește despre încet, dar sigur. Încet, dar sigur, și ați avut răbdarea necesară, veți ajunge la relația pe care vă doriți și am văzut foarte clar. Veți înțelege unii dintre voi că sunteți într-o relație total nepotrivită, din care nimic bun nu va ieși, secrete, jocuri periculoase, ați văzut. Dar încet, dar sigur, veți ajunge la steaua voastră. Și ia uite ce trebuie să faceți pentru asta. Este bufnița să-ți asculți înțelepciunea, să asculți acea ghidare interioară, ascultă-ți intuiția și vocea sufletului.
Dragii mei din Zodia Leu, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna ianuarie 2022. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați să apreciați acest videoclip, să-i dați un like, nu uitați să-l distribuiți, de ce nu, pentru a ajunge la cât mai multe persoane și dacă, nu știu, ați omis cumva să vă abonați la canalul meu, apăsați acum acest buton de abonează-te și clopoțelul pentru a vedea când vin cu alte noutăți pe canal și eu vă mulțumesc foarte mult. Aștept comenturile voastre, așa cum bine știți, în secțiunea de comenzi și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!